De popor, a venit după 4 ani de parlament la popor și a spus: ăsta sunt eu, asta am făcut pentru voi, vreau să văd dacă mă simt și mă simțiți alături. Sigur că rezultatul este cel care l-ați văzut. Mă bucur enorm că un coleg de-al nostru a tras foarte mult, și acesta este domnul Rusu, și a tras un viceprimar în persoana domnului Ioniță, care a dovedit ca manager că are destule calități să fie și viceprimar. Domnilor consilieri de la putere acum, mass media este cu ochii pe dumneavoastră de astăzi. Pășcănenii sunt cu ochii pe dumneavoastră. Campania electorală a început. Pășcănenii așteaptă de la noi ceea ce am promis și ceea ce așteaptă de mulți ani. Transparență în primărie, realizări ca viața lui să devină mai ușoară și Pașcaniu să nu mai stea la mila publică a guvernului. Sunt lucruri care, dacă veți ști să le gestionați, sunt lucruri care pot fi sprijinite atât de guvern, cât și de Consiliul Județean, și în calitate de consilier județean, nu odată am dovedit că suntem alături de dumneavoastră, de locuitorii din Pașcani. Vreau să vă mai spun că fac diferența între biserică și slujitorii săi și spun că nici Părintele Postolache n-a putut să mai ajute PSD-ul în această campanie electorală.